În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioase Părinte Stareți, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți frați și surori, îl sărbătorim astăzi pe Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei, Arhiereul cel fără de răutate, așa cum este descris în imnografia zilei. Arhiereul cel fără de răutate și deopotrivă, și lucru foarte însemnat, prietenul lui Hristos. Această prietenie cu Hristos se vedește în cuvântul pe care Domnul însuși l-a spus ucenicilor săi, oarecând, și apoi generații de-a rândul l-au primit ca și cuvânt pentru ei înșiși și l-au pus în practică în viața lor. Și anume, Domnul le-a zis ucenicilor săi că voi sunteți prietenii mei dacă faceți voia mea. Generații după generații, oameni care și-au dorit ca Hristos să fie pe primul loc în viața lor, au încercat să îi pună în practică poruncile Lui, devenind prieteni apropiați ai Domnului Hristos. Dar pe lângă această lucrare, să o numim generală, care l-a așezat pe Sfântul Ierarh Spiridon în proximitatea Domnului Hristos, socotesc că este și o lucrare foarte specială, care într-un timp foarte repede, foarte scurt, l-a așezat pe Sfântul Spiridon în foarte apropierea Domnului Hristos și această lucrare socotesc că este smerenie. Lucrarea de căpătâi prin care omul lui Dumnezeu prăznuit astăzi se remarcă este tocmai aceasta. Sărăcia cu Duhul, cu care încep și fericirile pe care tocmai le-am ascultat lecturându-se la Sfânta Liturghie, la Evanghelia zilei de astăzi. Și de ce zic că l-a pus foarte aproape pe Sfântul Spiridon de Hristos smerenia? Pentru că însuși Domnul este smerit și El însuși se prezintă pe Sine. Învățați de la Mine că sunt blând și smerit cu inima și veți avea odihnă sufletelor voastre. Cred că, făcând o paranteză, de aceea nu-L mai simțim pe Hristos sau îl simțim cu greutate prezent în viața noastră, tocmai pentru că veacul în care trăim nu ne încurajează deloc și poate nici noi nu suntem hotărâți să pornim pe această cale pe care El ne-o pune la îndemână. Zic blândețea și zic mai ales smerenia care aduce odihnă. Un om mândru, un om cu așteptări, un om care se socotește vrednic de ceea ce îi se întâmplă și de multe altele pe care le așteaptă și care nu vin deocamdată, este un om neliniștit, este un om care nu își află locul, este un om care nu se poate odihni. Nici de l-ar așeza cineva în primul loc în ierarhia lumii, tot nu-și găsește liniștea și tot nu primește bucuria și mulțumirea, așa cum socotește că așezându-se acolo le-ar putea să le primească. În ziua de astăzi, meditația pe care doresc să o pun la inimile dumneavoastră, mai ales că ne aflăm într-o mănăstire, aș construi-o în jurul chemării. Chemării pornind de la chemarea pe care a avut-o Sfântul Ierarh Spiridon, chemarea pe care o au monahii, părinții și chemarea pe care noi, în general, o avem de la Dumnezeu. De fiecare dată când Dumnezeu ne pregătește pentru ceva și ne dă darul mai dinainte, pentru că darul ne pregătește calea, talentul, talanții, cum dorim să-i numim, sunt cei care
primiți de la Dumnezeu, într-un fel, ne ilustrează calea pe care suntem noi chemați de Dumnezeu. Și cu toate acestea, atunci când chemarea lui Dumnezeu se manifestă, ea rămâne mereu și se dovedește mereu surprinzătoare. Adică te ia tot timpul pe nepregătite și mai ales vedește în tine această stare de smerenie care se manifestă printr-o nevrednicie uimitoare, să o numesc așa, înaintea lui Dumnezeu. Și mai simplu spus, este atitudinea pe care, sau trăirile pe care le are Maica Domnului atunci când primește veste de la Arhanghelul Gavril că Dumnezeu va veni în viața ei într-un mod atât de pregnant, adică ea va fi cel care va naște pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, într-un pat. Și care este reacția Maicii Domnului? Zic surprinzătoare, plină de uimire. Cum va fi mie aceasta? Când te cheamă Dumnezeu, cam așa simți. Atâta timp cât, fac chiar și această paranteză, nu te simți vrednic de toate și pentru toate. Și atunci nu mai e bucurie. Când stai bine în fața lui Dumnezeu, când stai în această smerenie, trăiești, bineînțeles, chemarea ca pe o ceva surprinzător. Doamne, cum va fi mie aceasta? Sunt eu în stare de chemarea, de drumul pe care Tu mi-l propui în acest moment? Și de acolo încolo se vedește smerenia și mai tare. Pentru că răspunsul ar fi limpede. Nu, Doamne, nu sunt vrednic eu de așa ceva. Dar pentru cuvântul Tău fie mie. Dacă Dumnezeu vrea ca dintr-un păstor de oi să facă episcop, este lucrarea Lui. Și nimeni nu se poate pune de-a curmezișul. Și acum bineînțeles că mă refer la Sfântul Ierarh Spiridon. A fost un om simplu, păstor de oi. Și Dumnezeu l-a chemat la slujire înaltă. Sunt convins că în momentul în care se întâmpla acest lucru, el a trăit această chemare cu surprindere, cu uimire, cu nevrednicie. Cum va fi mie aceasta? Și tocmai pentru că era smerit, a mers și în cel de-al doilea moment și a zis, fie mie, după cuvântul Tău. Doamne, dacă asta este voința Ta, fă din mine păstor de suflete. Eu, dintr-un păstor de animale, fă din mine păstor de suflete. Și așa s-a și întâmplat. Mă voi folosi de condacul sărbătorii care este foarte cuprinzător și care cred că exprimă toată această chemare, tot acest dinamism al chemării la care m-am referit până acum. Și zice așa imnograful, de dragostea lui Hristos fiind rănit, preasfințite, mintea înălțându-ți se de lumina via Duhului, ai dobândit încercarea cea lucrătoare. Prin adânca-ți cugetare la cele înalte, insuflate de Dumnezeu, și jertfelnic Dumnezeu sfăcându-te, cere pentru toți dumnezeiasca iertare. Dacă suntem atenți sau am fost atenți la fiecare dintre lucrările exprimate în această cântare, în acest imn, ne dăm seama că este vorba, de fapt, de câteva momente importante în această chemare pe care ne-o face Dumnezeu și acum, în mod special, referindu-ne la biografia Sa, la itinerariul Său pe care îl propune Dumnezeu. Și primul lucru foarte important era acesta. De dragostea lui Hristos fiind rănit. E așa de important să ne rănească Dumnezeu cu dragostea Lui. Fac o paranteză. În plan uman, ca să înțelegem mai bine ce înseamnă acest lucru. Mai tineri sau mai în vârstă. Poate toți am fost îndrăgostiți la un moment dat. Cum ne comportam atunci când eram îndrăgostiți? Gândul ți era permanent la celălalt. Nici, parcă nimic nu mai puteai face fără să-l ai în vedere pe celălalt pe care îl iubeai. Zi și noapte. Nici somnul probabil câteodată nu venea. Ei, în plan uman, dacă a fi rănit de dragoste înseamnă așa mult, ce poate să însemne sau cum putem exprima această rănire de dragostea lui Dumnezeu? Aceasta este trăirea pe care au avut-o oamenii aceștia lui Dumnezeu.
n-au mai avut liniște, acum folosind această exprimare omenească la îndemână, n-au mai avut liniște să facă nimic în lumea asta fără să se gândească la Dumnezeu și să facă pentru Dumnezeu. De aici, obișnuința, în sensul cel mai bun al cuvântului, de a viețui cu Dumnezeu, de a viețui cu Hristos. Atât de tare simțeau prezența Lui în viața lor, încât totul se desfășura cu această conștiință, nu doar conștiință, cu acest sentiment al prezenței, vădit, puternic, pentru că a fi rănit spune mult, e un cuvânt puternic. Când te rănești într-un fel, suferi din dragoste. Deci nu e vorba doar de a iubi pe cineva, în cazul acesta pe Hristos, ci a suferi, a fi atât de neliniștit încât viața ta, petrecerea ta în această lume este o continuă neliniște în sensul cel mai bun al cuvântului, neliniște lăuntrică, până ce, cum ar zice fericitul Augustin, sufletul meu se va odihni într-o tine. Și cu cât se odihnește sufletul mai mult în Dumnezeu, cu atât pare că vrea să se odihnească și mai mult, cu atât vrea să-L caute și mai tare, cu atât vrea să-L facă prezent și mai tare în viața Lui. E tare greu când noi, cei de astăzi, nu mai simțim această rană a dragostei și atunci nu ne atrage nimic înspre acolo. Pentru că, de fapt, ceea ce noi iubim mai mult în lumea aceasta devine Dumnezeul nostru. Și dacă iubim cumva viața, sub toate formele ei, materiale, emoționale, oricum am descris eu, viața ea însăși devine Dumnezeul nostru. Și atunci nu mai are loc suficient Dumnezeu adevărat, Cel care nu ne minte și Cel care nu ne dezamăgește prin comportamentul, prin relația pe care El o are față de noi. Și apoi știm, într-unul din antifoanele de la strană, de la glasul 5, zicem așa, viața pusnicilor fericită este a celor ce se întraripează cu dumnezeiescul dor. Această rană a dragostei este asemănată cu un dumnezeiesc dor. Iarăși zic, cred că toți știm din biserică ce înseamnă dorul. Într-o formă sau alta. Toți am trăit acest sentiment frumos și dureros deopotrivă. Frumos, zic, pentru că exprimă dragostea, dar dureros pentru că exprimă totuși o lipsă. Ne e dor de cineva, ne lipsește cineva atât de mult încât te doare întreaga ființă. Câteodată poate tremuri de durere. Și totuși n-ai vrea să rămâi fără de dor. E mare lucru să-ți fie dor de cineva în această lume. Dar zic, e și mai mare lucru să-ți fie dor de Dumnezeu și să-ți lipsească în viața ta. A doua lucrare, în consecință, într-un fel, exprimată în condacul zilei pe care vi l-am citit adineauri, se referă la minte. Mintea înălțată de lumina Harului. Dacă ești rănit de dorul după Dumnezeu, sigur că și mintea stă acolo, într-o cele înalte. Mintea nu se mai ocupă doar cu cele de jos. Încă o dată zic, dacă iubim pe cele de jos, și mintea se ocupă cu cele de jos, pentru că cele de jos se exprimă Dumnezeul nostru. Dar dacă îl iubim pe Dumnezeu cel de sus și mintea se înalță către Dumnezeu cel de sus, dar nu doar în puterea ei, pentru că oricât ne-am străduit noi să ne gândim la Dumnezeu, nu reușim. Gândurile sunt aproape peste puterea noastră și nu puține probleme se întâmplă și în viața noastră. De înțelegere, de sănătate chiar din pricina gândurilor noastre. Dar zice imnograful că mintea este înălțată de lumina Harului. Când iubești, ești însoțit de această prezență a lui Dumnezeu care se manifestă prin Har. Și atunci lucrurile care altădată ți se păreau grele sau imposibile, acum ți se par mai cu ușurință. Pentru că Harul este Cel care te subțiază și te înalță înspre cer, te înalță înspre Dumnezeu și nu te lasă doar în această lume. Când iubești pe Dumnezeu, te gândești neîntrerupt la El. Și de aceea mintea se înalță la cele înalte. Mintea, de fapt, este un recipient în care intră și ies gânduri. Și depinde de gândurile pe care le lăsăm să intre, depinde de acest lucru, felul în care lucrează mintea noastră. Dacă gândurile noastre încă o dată reflectă pur și simplu lumea de aici, atunci și mintea noastră este în consecință. Este un rezervor pentru, doar pentru griji.
multe, grijile multe care sunt în această lume. Dacă dăm voie, sau ba mai mult decât atâta, cultivăm gândul la Hristos, atunci mintea noastră devine un rezervor al împărăției lui Dumnezeu. Și de aici, sau și aici înțelegem și mai bine rolul rugăciunii inimii sau rugăciunii lui Iisus, despre care se vorbește mult, dar poate că se practică puțin. Nu avem toți metaniere pe mâini. Poate uneori și sub chipul unei podoabe. Dar este acest metanier, este un ajutor pentru a avea gândul mereu la Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, pe fiecare bobiță, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și apoi mintea se obișnuiește cu gândul acesta, cu gândul la Hristos. Și dacă se obișnuiește cu gândul la Hristos, ziceam, ne obișnuim cu împărăția. Și atunci devine un rezervor al împărăției. Mintea, prin har, se înalță la cele înalte. La cele două etape, adică, ziceam, să fii rănit de dragostea lui Hristos, să ai mintea înălțată de har la cele înalte, să adaugă acum cea de-a treia lucrare foarte importantă. Zice imnograful că, pe lângă acestea, ai dobândit încercarea cea lucrătoare. Nu e suficient să fii rănit de dragostea lui Dumnezeu și nici măcar să ai mintea la cele înalte, ci ai nevoie de încercare, adică ai nevoie de experiență al mintele aceste două lucrări frumoase din calea afară. De rămân trecătoare. Vin, dar, vin ca și dar al lui Dumnezeu, dar omul nu le poate păstra. Și zicem uneori, dar de ce mi-era atât de bine altă dată și acum de ce nu mai reușesc să fac lucrul acesta? Pentru că noi oamenii nu putem să păstrăm harul, nu putem să stăm în proximitatea lui Dumnezeu fără de încercare. Zic, fără de experiență cu tot ce presupune acest lucru. De aceea, tinerețea și entuziasmul ei este bună. Dar pe lângă tinerețe și entuziasm mai e nevoie de încercare. E nevoie de timp, e nevoie de experiență, e nevoie de răbdare. Nu putem urca la cer cu ușurință și atât de repede cum ne-am dorit noi. Bunăoară era această vorbă în tradiția monahală veche, că printre altele, rolul părintelui este acela de a-l trage de picior pe copil ca să nu urce prea repede sus. Dar nu în sensul că părintele nu și-ar dori să urce sus, ci pentru că nefiind pregătit să urce fără de încercare, fără de experiență sus, are toate șansele să cadă. Și căderea de mai sus e mult mai grea decât căderea de mai jos. Pentru că poate să aducă încredere în sine, în puterile tale, în ceea ce tu ești în stare sau ți se pare că ești în stare să faci. Așadar, mai e nevoie și de această încercare, care ne subțiază și filtrează cugetarea noastră, viața noastră și o face să se înalțe cu adevărat, statornic și respectând toate momentele importante. În condacul al 8-lea de Nacatistul Domnului Hristos spunem lucrul acesta, că e nevoie de a ne urca la cer, dar zic că această urcare să se întâmple prin încercare. Să ne înstrăinăm de lumea cea deșartă și mintea spre cele dumnezeiești să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ s-a pogorât, ca pe noi să ne ridice la cerul, zicem noi, în rugându-ne Domnului Hristos în acatistul Său. Și acum vine cel de-al patrulea element și cel de-al patrulea moment foarte important din această biografie pe care ne-o descoperă imnograful în viața Sfântului Spiridon. Zice în cele din urmă că, făcând toate aceste lucrări, jertfelnic dumnezeiesc s-a făcut. Jertfelnic dumnezeiesc a devenit. Și care este jertfelnicul dumnezeiesc al lui jertfelnicul lui Dumnezeu? Este tocmai crucea. Crucea este jertfelnicul. Crucea este locul unde s-a adus jertfă. Așadar, se dovedește prin această cântare că și Sfântul Spiridon și noi suntem chemați să intrăm în această lucrare a urma crucii lui Hristos. Hristos, de fapt, este cel care
pătimește în noi. Pentru că dacă noi suntem jertfenicul lui Hristos, locul unde se jertfește Hristos, atunci înseamnă că Hristos este Cel care trăiește crucea deodată cu noi. Să nu uităm lucrul acesta. Hristos este mereu de partea noastră atunci când suferim și când ne este greu. Hristos trăiește deodată crucea cu noi. Hristos își trăiește crucea în noi. Noi făcându-ne jertfelnic, loc al jertfei sale. De fapt, liturghia însăși ne cheamă la această stare de jertfă permanentă, care presupune deodată, crucea presupune deodată, durerea și dragostea, sau dragostea și durerea. Pentru că jertfa pentru celălalt exprimă cea mai înaltă formă a dragostei, pe care noi omenești o resimțim mai ales atunci când suntem părinți. O mamă și un tată, dar zic mai ales o mamă, oricând este capabilă să se jertfească pentru pruncul său. Aici este forma maximă a dragostei. Dar deodată este cu ea și forma maximă a durerii. Durerea, când iubești mult, atunci nu poți alminte decât să și suferi pe măsură. Și de aceea e tare frumos acest titlu, bineînțeles, și cartea pe care ne-a lăsat-o Sfântul Paisie, Aghioritul. Cu durere și cu dragoste pentru omul contemporan, așa se numește. Exprimă crucea, vedeți? Jertfelnicul. Cu durere și cu dragoste pentru omul contemporan. Devenind noi înșine jertfelnici al lui Dumnezeu, ni se întâmplă și iertarea pe care o cerem în încheierea condacului Domnului Hristos prin mijlocirea Sfântului Spiridon. Adică acest lucru înseamnă chemare la pocăință, înseamnă plânsul înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele mele și ale întregii lumi, mai ales în aceste vremuri. Facem pocăință nu doar pentru noi înșine și pentru păcatele noastre, ci pentru păcatele întregii lumi. Mult mai bine decât toate comentariile și decât toate judecățile pe care le facem în lumea aceasta, ar fi să ne pocăim pentru noi și pentru întreaga lume. Doamne, pentru păcatele mele se întâmplă tot ceea ce este în această lume. Suferința din această lume este pentru mine, Doamne, și este pentru că eu n-am înțeles chemarea Ta și eu n-am înțeles că păcatul este cel care mă îndepărtează de Tine. Și închei meditația din această zi într-o notă foarte optimistă, dată tot de imnografie. Într-una din stihirile de la Vecernie, de la Doamne, strigata, suntem îndemnați așa și ni se spune așa: ascultați munți și dealuri și țările din prejurul Iudeii, că vine Hristos ca un iubitor de oameni să mântuiască pe omul pe care l-a zidit. Amin.